Dimineața din nou și am plecat la doctor cu Marc. Ei au coborât înainte, până m-am încălzat eu, până am închis ușa și mergem să vedem ce ne zice doctorița și sper să reușesc să fac programare și la cardiologie, să scăpăm. Și aș mai vrea să fac o programare la chirurg, să vedem un pic cum stă Marc cu puțulica, că eu nu știu, nu sunt de acord cu decalotare, dar totuși nici nu vreau să ajung la asta, cum se numește, la operație, la fimoză, la alte chestii. Da, și afară este urât, la noi a plouat. Mai plouă? Marc! Marc! Sally! Marc, ce faci tu? Wow, ce frână a pus ăla! Stai! Dă mânuța la mamă! Hai! Marc! Unde pleacă băiatul? De ce nu mă ții de mână? Ia-l în brațe, că nu vrea să meargă! Da, e norat și urât. Video. Marc! Ce-o fost iubirea? Ce râde! Sally! Ce faci? Bine! Bună! Bună! Depinde câți bani ai. Maki! Și am ieșit cu Marc de la doctor și acum am ajuns la McDonald's să luăm ceva de mâncare. Selena a vrut McDonald's și noi nu putem să stăm și noi fără să mâncăm McDonald's. Da, eu i-am spus. Și mi-a spus doctorița că să revin peste vreo 2-3 săptămâni sau o lună, când e Marc făcut bine, să fie, să nu mai fie răcit, să fie sănătos tun. Că acum nu poate să dea un diagnostic, dar a zis că dacă are canalul lacrimal înfundat, trebuie să fie operat, că altfel riscă să-și piardă ochișorul sau să îi se facă foarte multe infecții la ochi. Și dacă trebuie operat, trebuie operat acum, cât e mic. Că după aia când crește, nu se mai poate face operația asta. Și sper să nu se ajungă la așa ceva, că chiar nu îmi doresc. Cred că da, și a zis că acum dacă e răcit și având nasul plin de mucișori și normal că și ochiul rămâne înfundat așa și lăcrimează de la răceală. Și sperăm să fie totuși bine. Și uitați-l și pe Marc la volan, conduce. Conduce. Marc, ce faci, pisi? Ce faci, iubitul? Și la McDonald's este coadă, așteptăm. Avem mașini în față, vreo 4-5 mașini. Vreau să-mi dau centurul jos. De ce să-ți dai centura jos? Îmi fac înapoi. Da. Și mi-e foame de nu mai pot să-l leșinată de foame. Abia aștept să mănânc, dar nu știu ce durează așa de mult. Jucărie ne dă? Da, îți dă, că ți-am luat Happy Meal. Pui, ce dea mașini, s-a făcut în spate, că am vrut să zic, hai să plecăm. Da, unde să mai plecăm? Păi s-au făcut mașini, că altfel plecam. Și aștept să ajung acasă să mănânc tiramisu, că mi-e poftă, că nu am mâncat, a stat toată noaptea la frigider. Și să mâncăm acum McDonald's. Marc intră la nani, Marc nu papă nimic acum, va papa când se trezește tocăniță de ficăței cu sos. I-am dat și ieri și i-a plăcut foarte mult.
Da, și am mai înaintat în față, mai sunt trei mașini în față, foai de mine, dar mă roade stomacul de nu mai pot, nu mai pot. Și pe mine. Da, și sunt un pic tristă, sper să nu fie nevoie de operație. Așa de dezamăgită. Ce faci, Dobby? Ia zi, bună dimineața! La ora 1, sau cât e ceasul? 12.32. Selena nu mai are baterie la telefon. Bună dimineața, astăzi este sâmbătă, este ora 12.30. Am filmat și ieri, dar am zis să mai filmez și astăzi, să fac un vlog și de ieri și de astăzi. Și am pus să fac o mămăligă, că am de gând să fac mămăligă cu brânză la cuptor și cu ouă. Aici am prăjit niște carne și vom mânca. Și aici am făcut niște tapioca. Este un desert, nu știu dacă voi știți. Este tapioca perle, sunt fierte. Este ca o gelatină, așa, e gelatinos, uitați. Și se va tăia așa, cubulețe. Și deasupra se va pune topping de fructe. Eu, de exemplu, voi face mango cu banană și voi face așa pireu și voi turna peste. Asta va fi desertul nostru. Tiramisu de ieri s-a mâncat tot. Și avem de gând să mergem până la un loc de joacă cu copiii la Superland. Da! Selena mănâncă niște struguri fără sâmburi. Am cumpărat. Noi ne plac foarte mult ăștia fără sâmburi. Și aia cu sâmburi mâncăm, doar că Selena nu mănâncă cu sâmburi. Haideți să vă arăt cum arată mămăliga. Nu știu dacă se vede, dar am pus un rând de... Opa, scuze, un rând de mămăligă, un rând de brânză, un rând de bacon, baconul l-am prăjit un pic, după aia un rând de mămăligă, după care am făcut, am scobit așa câte o gaură, am făcut 6 găuri și am pus 6 ouă, pus sare, piper și am mai presărat niște brânză și acum îl voi băga la cuptor până când văd eu că ouăle s-a făcut... Vreau să rămână puțin și ouăle mai moi. Ce faci, băiatul, mama? Ce faci, băiatul? Se uită la papa? Și acolo? Papa? Marc? Ce faci, inima? Ia uși ce țipă și Selena. Se joacă cu tati, vezi? Vezi ce țipă? Și am ajuns la Superland și vreau să vă arăt cum este pe aici. Aici este un loc de joacă pentru a construi cuburi. Marc! Ce faci? Și aici s-a jucat și Marc puțin. O să atașez o poză cum s-a jucat. Ia uite-l. Marc! Ce faci, iubitu? Păi ce râde! Și aici are jos pentru copii. Uitați! Astăzi e un pic cam gol, că e vremea frumoasă afară. Dar de obicei este foarte plin aici. Marc! Ce faci, iubitu? Pese! Pese! Și haideți să vă arăt unde se joacă Selena, numai că nu prea se vede așa de bine. Deci are un loc mare, 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 mare unde se joacă acolo, dar o să mă duc acolo jos să filmez. Și aici sunt niște animale, căluți, lei și mai multe chestii pe care te poți sui să te dai așa. Aici este să cobor jos. Aici este un din ăsta de a te juca cu PlayStation, nu? Și tot felul de jocuri din astea interesante pentru copii. Super!
Este foarte drăguț și o să filmez și un pic jos. Și aici sunt niște mașinuțe așa. Să te dai și Selena asta dacă n-am fost tura trecută. Aici e să vezi film 3D. Și aici este tot așa să vezi 3D și să ai impresia că ești în avion, pe barcă, pe toate chestiile astea. Și aici se ține un fel de teatru. De asta sunt adunați părinții și haide să vă arăt ce interesant e ăsta. Se mișcă, super. E super fain. Și haide să vă arăt ce interesant e ăsta, să-ți faci un selfie. Pe cum a prins aiurea, cred că mă uită la telefon. Ia uite. Super. Și aici are site-ul în care să poți să intri și să-ți iei pozele. Și aici mai este să tot așa niște locuri de joacă. Interesante. A, uitați ce drăguț e și aici, a făcut de Halloween. Și aici este un loc special unde se poate să-ți țină copiii ziua. Ia uitați ce drăguț e. Super. Super. Fiecare cameră are câte o tematică. Așa. Așa. Aici are cu pește. Super interesant. Ia uite ce drăguț e și aici. Super. Și aici e o tematică de gheață. E foarte frumos locul ăsta de joacă. Ia uitați. Super, 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 îmi place super mult. Mă gândesc să-i țin și eu lui Selena ziua aici, dar nu știu, să vedem. Ia uitați-l și pe maimuțel ăsta, nu știu cine e ăsta. Da, și mă duc să-mi iau căruțul și să mă duc jos, că acolo unde am pus-o pe Selena la locul de joacă, am lăsat un număr de telefon și când ea are nevoie de noi, ne sună. Și a plecat cu căruțul meu jos. Ia uitați, și încă un maimuțoi de ăsta. Da. Și aici este... Ce, a vrut la toaletă? Iubita mea frumoasă, ce faci? Bună! Bună! Ce faci? Ai vrut la toaletă? Da. Da? O să văd cum reușesc să intru și eu cu Marc acolo, da? Ai făcut pipi? Da. Bravo! Da! Ce? Nu știe cum să se dea drumul la asta. Stai până acolo, nu? Stai jos. Ia este. Fac mâna. Uite aici, e un senzor și faci mâna. Ia uitați și la baie ce drăguț este și așa de curat. Îmi place mult aici. E fain. Ia uite ce fain e și aici. Un fel de parc aventura, să zicem așa. Să poți să cățăra. Deci e foarte mare Superland-ul ăsta. E mare, mare. Cred că s-a pierdut cu căruțul meu. Haiu, noi așa îi spunem. Haiu. Da. Merge acolo la mine. Unde la tine? Și uite aici este pentru... O să vin și eu imediat. Vreau să pentru copii. Aici. Ia uitați ce drăguț e. Mami, vreau acolo.
Nu, mama, că aici e pentru copii mici, n-ai ce să cauți aici. Și este restaurant. Aici am făcut și noi o poză. Hai să fac o poză aici, vrei? Nu? Și are mai multe restaurante. Eu ce mai mănânc? Hai să vedem unde s-a dus Haiu cu căruțul. Ce mai mănânci, dar n-am mâncat acasă? Sele, sele. Mi-a plecat cu căruciorul. O să vin la tine. Eu vreau acum. Imediat. O să mergem. Ia uitați și aici ce fain este. Vreau și eu, dar sunt mică. Da, nu ne lasă. Și aici mai e ceva. Și fiecare loc care vi-l arăt se plătește în parte. Deci dacă vrei să te dai pe câte ceva, plătești 5 lei sau cam așa. Hai răbdare și vină încoa. Deci ți-am plătit la un loc de joacă să mergi să te joci acolo, da? După ce te joci acolo, o să te dau și în altceva. O să vin, da, dar nu prea sunt copii. Da, da, sunt. Hai răbdare că o să mergem. Bine? Da. Dacă sunt vii? O să vin, uite acum. Și aici e ca să schiezi. Aici am plătit Selenei să se joace. Și e un spațiu așa mare, are o grămadă de locuri unde să meargă să se joace. Și aici a făcut așa frumos cu vestiare, să poți să-ți lași lucrurile. Ia uite ce drăguț e. Nici nu zici că ești la noi în România, nici nu zici, așa de nu știu, frumos. Am mai fost în multe locuri de joacă speciale pentru copii, dar nu, ca aici nu-i niciun, nicăieri așa de frumos. Acum unde am plătit să Lene se joace, costă 30 de lei toată ziua, dar v-am zis, e un loc foarte mare. Ia uitați ce drăguți sunt iepurașii ăștia. Zici că sunt adevărați. Uite și un elefant. Aici. Ce mare e. Ce faci, Eli? Ia să fac și aici. Ia uite și asta. Nu ieși afară că ești dezbrăcată. Cine, Haiu? Da. Nu știu, hai să văd și aici. Hai, și acolo sunt magazine, să poți să mergi să cumperi. Ia uite și aici ce fain e. Și am intrat și cu Marc aici unde se joacă Selena și l-am băgat și pe el la bile. M-a lăsat fata să intru, nu a mai trebuit să plătesc. Mi se părea inutil să dau 30 de lei pentru Marc, pentru că el nu știe să se dea pe topoganele astea așa sau să se urce prin toate... Wow! E cam gol astăzi și îmi place. Îmi place pentru că nu e agitația aia așa de mare cu copii, să n-ai loc să te dai pe ce vrei, să e mișto. Fuck. Marc, ce face iubitul mami?
Ceva ce frumos! Mă joc și eu cu bilele, ia uite! Aoleu, ce mi-a crescut părul, trebuie să mă vopsesc neapărat. Mi-am cumpărat 3 tuburi de vopsea, dar să văd cum reușesc să mă vopsesc și eu. De obicei vine o femeie care mă vopsește, că îmi place cum o face, mi-a toate părțile părului și mă face uniform peste tot. Dar să văd, ori mă vopsesc acum și mai mă fac și înainte de Crăciun, ori eu mă fac doar înainte de Crăciun și atât. Nu știu, că părul meu este destul de ars, nu știu dacă vedeți. Este destul de ars, l-am mai luat, l-am mai tuns, dar degeaba. Marc! Ce face băiatul? Ce face obitul? Unde a plecat Selena? Ia uitați-o pe Selena acolo. Am ajuns și la Coresi. Bună! Ne-a luat câte o înghețată și acum ne-a luat ceva din mâncare de la Spartal. Ciao! Servus, nu ciao, că nu suntem la Italia. Și Marc a adormit. Era epuizat cât s-a jucat la locul de joacă. Și am venit când era foame. După aia când se trezește Marc, plecăm acasă. Mi-a dat înghețată cu Kinder. Selena la fel. Da. Soțul meu și-a luat cu pistic. Da. Și Haiu și-a luat cu mango. Hai? Haiu. Mangustă? Da. Vezi, apar și tu în vlogul meu. Apar și tu în vlogul meu. Să fac și eu. Și haide să vă arăt ce ne-a luat de mâncare. Eu mi-am luat flachii de puișor. Soțul meu la fel. Selena și-a luat nodles cu pui. Și Haiu și-a luat vițel, berbecuț și purceluș. Și ne punem să mâncăm, că ne este foame. Tot mi se face la cameră ceață, nu știu de ce. Să avem poftă!